Zi de sărbătoare pentru elevii școlii Nicuenea. Asta pentru că pe 28 mai este comemorată ziua de naștere a pictorului Băcăuan, cel care din 2002 a dat numele școlii din cartierul Șerbănești. Elevii și cadrele didactice au vrut să-i ofere un omagiu lui Nicuenea la 127 de ani de la nașterea acestuia. Astfel, școala a căpătat culoare, iar muzica instrumentală a răsunat pe holurile școlii. Elevii s-au transformat în ucenicii lui Nicuenea și au desfășurat activități creative pentru a sărbători ziua școlilor dragi. Bună ziua, stimați invitați, profesori, părinți și dragi colegi! Eu sunt Stoia Nicolae, din clasa a 4-a, elev la școala gimnazială Nicuenea. Așadar, sunt unul dintre ucenicii lui Nicuenea. Astăzi, 28 mai, este ziua când pictorul Nicuenea s-a născut, moment potrivit de a ne aminti despre cine a fost și ce a însemnat pentru cultura națională locală, pentru noi cei ce învățăm la școala și poartă numere din 2002. Prin acest moment, legătura noastră cu pictorul devine și mai puternică. Ne motivează să devenim și noi modelele care să inspire pe elevii ce vor urma să calce pragul acestei școli. 28 mai 1897, așa era, nu? E anul în care se năștea Nicuenea, pictorul care mai târziu avea să dea numele acestei școli. Și astăzi nu putem decât să îi comemorăm amintirea și opera în încercarea de a ne identifica cultural cu ceea ce pictorul Nicuenea a lăsat în comunitatea noastră. Elevii au dovedit că știu multe informații despre viața pictorului Nicuenea. Nicuenea s-a născut la 28 mai 1897 în satul Valea Arinilos, comuna Măginești, județul Bacău, și a decedat la data de 16 septembrie 1960, la vârsta de 63 de ani. El a fost înmormântat la cimitirul Eternitate din Bacău. Era fiul lui Vasile și ale Caterinei, care se spunea Catinca Enea, o familie de țărani. Familia a avut 4 copii, dar au supraviețuit doar Nicolae și fratele său mai mare, Vasile. Pasiunea pentru desen o manifestat din copilărie atunci când a luat contact pentru prima dată cu picturile unchiului său, Zaharia Enea, pictor bisericesc. Muzeografii de la Casa Memorială Nicuenea vor să expună în cadrul muzeului creațiile artistice ale elevilor talentați. Sunt absolut impresionată de ceea ce se desfășoară în această școală. Am fost impresionată și de voi, de prezentarea voastră, care coincide cu prezentarea mea de la Casa Memorială Nicuenea. Doamnele profesoare mi-au spus că în fiecare an, de ziua lui Nicuenea, aveți diferite activități și îl sărbătoriți prin practică, prin creație, ceea ce este lăudabil, atât pentru voi, cât și pentru doamnele profesoare din școală. Acum, eu am propus deja doamnelor profesoare ca pe viitor să realizăm expoziții, atât personale, cât și expoziții de grup, pe holul Casei Memoriale Nicuenea. Ne-am bucurat de o asemenea colaborare. Holurile școlii au căpătat culoare datorită lucrărilor artistice ale elevilor. Am zis să extindem cumva casa lui Nicuenea între zidurile școlii noastre și să-l chemăm la noi acasă astăzi. Și după cum o să vedeți, am decorat școala cu lucrări ale copiilor, pentru că ne-am identificat cumva ca valoare cu ceea ce pictorul Nicuenea a lăsat pentru Bacău și am încercat să creștem în copiii noștri talent și dragoste de artă. Și toate holurile școlii sunt pline de lucrările copiilor, în semn de omagiu și de recunoștință pentru Nicuenea.
127 de ani de la nașterea pictorului și aproape 67 de ani de existență a Școlii Gimnaziale Nicuena trebuiau marcate într-o zi de sărbătoare. Activitățile sunt diverse, proiectul educațional se numește Ucenicii lui Nicuena. Și în fiecare sală de clasă și pe holurile școlii noastre o să vedeți ateliere de handmade. În cadrul unui atelier de pictură, elevii mai mari au realizat câte o siglă pentru fiecare clasă. Culorile astea, ia uite ce frumos au ieșit. Super! Vă pun și un pic de alb în cazul în care vrem să combinăm culorile, da? Mai am aici verde, maro, roz, roșu, dacă aveți nevoie. Ia uite să te faină. O pensulă de pictor, da? Pictez o pensulă pentru a lipi pe sigla care o să o punem pe ușa clasei noastre. Și sper să-mi iasă. Păi este ziua Școlii Nicuena și aș vrea să iasă un simbol unic și frumos. Fac o pictură pentru sigla clasei. Cum te-ai gândit să faci? M-am gândit să fac o sigla colorată cu pensoane cât mai vechi pentru a reprezenta școala Nicuena. Și cei mai mici elevi ai școlii și-au dovedit talentul artistic și au pictat. Bucuroși, preșcolarii de la grădinița Nicuena s-au transformat în mici ucenici și au realizat picturi pe șevalet. Aici poițica și usoai. De ce? Pentru că îmi place. Îți place să pictezi? Da. Ce pictezi? Păicelele. Ce pictezi, Florin? Că mi-i place. Dar pe cap ce ți-ai pus? Părie de pictor? Da. Elevii de la clasa pregătitoare au decorat cu multă culoare farfurii. Am pictat aceste pătrățele pe o farfurie cu model și doamna a zis să le pictăm de ferite culori și aici am pictat un copăcel de primăvară. Te bucuri că azi e ziua școlii? Da, mă bucur foarte tare. Învățăm mai multe și învățăm lucruri mai noi. Fiindcă este ziua lui Nicuena. Și ce era Nicuena? Pictat? Nicuena era un pictor. Și ție îți place să pictezi? Da. Am pictat o imagine de seară și apoi am pictat niște culori pe o farfurie cu modele. De ce? Păi doamna ne-a dat o farfurie cu modele și noi a trebuit să o pictăm și doamna ne-a spus că putem să o pictăm cu diferite culori. Elevii școlii Nicuena au dat dovadă de mult talent și dragoste de școală, marcând împreună 127 de ani de la nașterea pictorului care a dat numele unității de învățământ. Dragilor, sunteți mândri că sunteți elevii acestei școli? Da! Ok, bine, și noi suntem mândri de voi. Și noi suntem mândri că suntem profesori în această școală.